se pregăteau de nuntă. El, pompier, ea contabilă, zilnică de la făcea naveta de la Târgu Jiu la Aninoasa. Valentinu aștepta de fiecare dată în gară. Așa a făcut și săptămâna trecută pe o ploaie cumplită. Doar că din teren logodnica lui n-a mai coborât. Tânăra care urma să fie mireasă în câteva luni a fost lovită în plin de un tren accelerat chiar în gara Târgu Jiu. Adela nu l-a observat din cauza umbrelei și a ploii torențiale de afară. Cei doi erau căsătoriți civil, iar în septembrie urmau să se căsătorească și în fața lui Dumnezeu. Este o familie model. Deci să spun mai mult, cum să... tineri căsătoriți, proaspăt căsătoriți, fiecare și așa în viitor. Păcat că erau tineri. Sâmbătă, Adela a fost condusă pe ultimul drum chiar în rochia pe care o pregătise pentru nuntă. Familia nu poate nici acum să creadă ce s-a întâmplat. Vecinii și-o amintesc pe Adela mereu plină de viață și zâmbind. Aveau o familie cu care se iubeau foarte mult și au făcut unul pentru altul. E greu, foarte greu. E o durere foarte mare pentru familia lor. Deci n-avea cum, deci erau perfecti, nu știu, o familie model, mai mult pot să spun decât atât, erau făcut unul pentru altul. Valentinu aștepta în fiecare seară. Așteptam fiecare seară, nu numai, să uceau. Dimineața când la tot așa o suna când pleca, venea pleca cu microbusul, deci ea, din stradă. Venea de la servici în toate sările, venea de la servici. Venea fată cu minte, cu vecinele, a trăit destul bine. Da, îi ținea acolo, da, venea, da. Adela a murit marți seara, săptămâna trecută. Tânăra se grăbea să ajungă acasă. A traversat fără să se asigure calea ferată, iar trenul a lovit-o în plin. Ea nu a auzit semnalul trenului.